că avem o informație de ultimă oră, un alt polițist care ar fi ajutat Interlob din Timișoara să scape de anchetele DIICOT. Vorbim aici despre implicarea acestuia inclusiv într-o cerere de executare a unui jurnalist. Este în legătură directă cu noi Dragoș Boța, jurnalist Presarelt. Bună ziua, Dragoș! Bună ziua. Iată, vin aceste informații în legătură cu polițistul care, de altfel, le dădea informații interlopilor ce să facă, cum să facă, să scape eventual de audieri sau să știe ce au declarat alții la audieri. Da, spuneai și tu că aveați avut aceste informații. Eu pot să spun că Dragan Ilin, despre el este vorba, agentul care a fost ridicat de DIICOT de-a lungul timpului de mai multe ori, era și este în continuare unul dintre oamenii de încredere ai liderului Interlop, Lucian Boncu. Atunci când cei de la DIICOT făceau ancheta în dosarul de trafic de cocaină, a fost interceptată o discuție în care Lucian Boncu vorbea despre faptul că acest individ este omul său de încredere și că l-a încercat și că a tras cu el droguri, au prizat împreună cocaina, acesta fiind, hai să spunem, testul suprem al faptului că Ilin nu era un agent sub acoperire. Într-adevăr, Dragan Ilin este unul dintre cei care, hai să spunem, a devenit un fel de săgeată, de vârf de lance a luptei grupărilor de crimă organizată din Timișoara împotriva anchetatorilor. Spun anchetatorii în felul următor că pentru a încerca să blocheze mersul anchetei și din dorința de a evita tragerea lor la răspunderea penală, interlopii, dar evident ajutați de acest polițist, au conceput un plan astfel încât să decredibilizeze ancheta și evident să îi vulnerabilizeze și pe anchetatori. Da, într-adevăr, trebuie spus că Ilin a participat inclusiv la discuția în care s-a pus la punct planul de asasinare a mea, iar ulterior pot să spun că în mediul Interlop din Timișoara în ultimele zile a circulat un document din care reieșea că acest individ a predat celor de la SIJ mai multe înregistrări pe care le-ar fi făcut, s-a ajuns până acolo cu procurori și polițiști, s-a ajuns până acolo să se spună în mediul Interlop că odată cu ridicarea restricțiilor legate de această criză a coronavirusului, se va ajunge în situația în care procurorii și polițiștii vor fi arestați de îndată, cei de la DIICOT, cei care au instrumentat în ultima perioadă dosarele în care sunt implicați membrii acestor grupări și că aceste dosare vor pica și s-au continuat cu presiunile pe cei care sunt în dosare și care au colaborat. Știm că la această anchetă, Dragoș, au lucrat și ofițerii ai Serviciului Român de Informații. Cu siguranță verificările sunt încă în curs și urmărim acest subiect. Îți mulțumesc foarte mult, Dragoș.